Deci cele trei principii, libertatea, egalitatea și fraternitatea, nici astăzi nu sunt înțelege, nu sunt înțelese. Pentru că libertatea este suveranitatea omului asupra lui însuși. Când omul este suveran asupra lui însuși, abia atunci e liber. Pentru că atunci înțelege că el nu este liber niciodată. Deci această suveranitate, dacă se adună mai multe, spunea un om luminat, dacă se adună mai multe suveranități, se formează un stat. Un neam, un popor, care e liber. Dar fiecare lasă puțin din suveranitatea lui să se formeze dreptul universal. Și fiecare lasă parte egală, așa, asta se numește egalitate. Deci, un stat liber și egal trebuie să aibă grijă de fiecare membru al lui. Și fiecare membru să aibă grijă de stat. Asta se numește fraternitate. Ei, niciuna din aceste principii ale Revoluției nu se aplică astăzi. Nici libertatea, nici egalitatea, nici fraternitatea. Ori astea sunt principiile democrației.